Carnea pregătită deasupra cărbunilor încinși ne afumă câte 10 pachete de țigări. Astfel, un nefumător, mare amator de grătar, devine fumător cronic chiar dacă nu are acest viciu. N-ai cum să treci pe lângă așa ceva. Nu ai cum să treci pe lângă așa ceva. Dacă treci, înseamnă că n-ai bani. No, ți-a gura foc, tată. Ți-a gura foc, ajunge acasă paralizat, strâmb. Este greu să renunțăm la gustul micilor, de exemplu, dar avem o alternativă, mai puțin nocivă. O țigară de 1 mg de gudron, 200 de grame de carne, preparată la grătar deasupra cărbunilor, înseamnă echivalentul cantității de gudron din 10 pachete de țigări. Informația poate fi testată fără dificultate la orice laborator de chimie alimentară. Nu cred că e un fum de miros de carne sau un miros de ăsta, nu are cum, măi... Dăunător e fumul de țigare, că îl bagi în plămâni și ăla e ceva așa în aer, care nu e, n-ar fi toxic. Eu cred acest lucru pentru că fumul de țigare dăunează foarte mult, foarte mult în organismul lui și în special la plămâni e nenorocire cu fumul. Da. Și tot mai multă lume e dependentă de acest lucru. Și tot exact, aveți dreptate, tot mai multă lume nu înțelege că acest fum dăunează grav sănătății noastre. Și totuși, gustul unic nu ne dă pace. Cea mai nocivă carne este cea făcută pe cărbuni. Mai puțin nocivă cea preparată peste lemn de esență tare. Și mai puțin nocivă este carnea friptă peste coceni de porumb. Iar pentru rafinament încercăm o metodă de la François. Să nu mai fumăm. Asta e formula, dar vedeți dumneavoastră că sunt atâtea probleme, nu te poți abține. Bine, asta e un viciu, că... Practic, dacă stăm să gândim, nu-i ceva din naștere, ne-am născut cu țigarea, se poate lăsa. Omul ce nu vrea să facă, aia nu face, dar carnea e bună, friptura pe grătar. Tutunul nu-s de acord nicio, deși fumez, dar nu. Studii de specialitate au descoperit o legătură directă între carnea gătită și riscul de a dezvolta diverse tipuri de cancer. Gătită la temperaturi foarte mari, carnea poate genera compuși care afectează ADN-ul și cresc riscul de cancer. Cea mai bună modalitate de a găti carnea este la temperaturi mici. Gătitul și coptul sunt de evitat, grătarul de aragaz sau de cărbune.